Ți-a făcut vlog. Hei, ești bine? Bine, mă, vlog. Bine, mă, vlog. De fenomen, Vlad e un băiat periculos. Așa face cu toți colegii noi. N-ai ce să-i faci, poate într-o zi se va obișnui și cu tine. Apropo, eu sunt Elena. Andrei. Poate ne vedem mai târziu, ieșim pe afară și îți mai povestesc despre oraș, despre școală, despre noi colegi. Ar fi o idee bună. Ok. Ne auzim mai târziu atunci. Ok. Pa, pa. Bună, Florina, bună! Ce faci? Eu ce să fac? Uite, mă uit la niște lucrări, le-am dat copiilor, am avut testări de dat, printre care le-am dat și o temă de bullying și voiam să dau așa, să văd. Stai numai puțin, Florina, că a venit Andrei. Bun, Andrei! Da. Și le-am dat o temă despre bullying. Am vrut să văd așa cam ce idei au, cam cum s-ar descurca dacă ar vede ceva pe stradă cu un copil, dacă va fi agresat. Dar îmi plac ideile lor. Sunt foarte... Da. Da, ce să spun? Gândirea lor este chiar mă uimesc de multe ori prin ceea ce au putut să scrie aici. Da. Eu ce să fac? Încerc să mă acomodez, Andrei se acomodează. Da. Andrei, ți-e foame? Da, Florina. E, ce să zic, nimic deosebit. Ne auzim puțin mai târziu, bine? Mă duc puțin să văd ce face Andrei. Bine, te pup, pa! Ce se întâmplă? Îmi spui, te rog, ce se întâmplă, Andrei? Nu vrei să vorbești? Nu, nimic. Dar spune-mi, ce se întâmplă? De ce ești trist? Nu-mi spui? Bine, Andrei. Cum decizi tu? Eu te aștept să-mi vorbești. Bună, Andrei! Bună, Elena! Ce
ce faci? Te așteptam să povestești mai multe despre Vlad. Ah, da. Deci tatălui a săvârșit o crimă în Asia și nu se mai poate întoarce înapoi. De atunci, comportamentul lui s-a schimbat total. A intrat într-o depresie și din cauza asta se comportă așa. Credeam că se comportă așa doar cu mine. Nu, nu e singurul. E în școala asta de un an și a început să ne condamne pe toți. Ne are pe toți oamenii. Dar tu, poți spune despre tine. Eu m-am mutat în urmă cu câteva zile în oraș, deoarece mama mea este profesoară, iar cei de la inspectorat au fost nevoiți să o transfere la o nouă școală, într-un nou oraș, deoarece erau în lipsă de profesori. Am înțeles. Nu vrei să vedeți să ne plimbăm puțin? Ba da. Ok. Trebuie să-mi spui tot ce s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat nimic, doar nu m-am acomodat cu noi colegi, nu m-am integrat și doar atât. Sigur? Da, sigur. Nu aș avea de ce să te mint. Bine. Dacă zici tu, așa să fie.
Ce faci, te mai doare, mă? Ce vrei, mă? Îmi vreau și ei ce faci, nu, nu mai ei ce faci. Hai, te mă, stai de mă. Bă, cum azi, de trebuie să-ți mă fac? Ia, ia, ups, s-a pierdut mingea. Prostule. Hai că am plecat. Bine, fratele meu. Te pup. N-ai grijă. Ciao. Pa. Bă, ce să ne auzim? Salut. Asta e. Ciao, pa, pa. Să ai grijă de tine. A, mama, aveți și voi de voi. Da. Bă, nu e aici, nu? Ia. Aha, uite. Da, Elena. Ai vorbit cu Ramona? Și a spus că sunt pe terenul de Vlad? Super, mulțumesc mult. Da, da, apa pe mine. Mm-hmm.